Ne mai desparte puțin timp până când vom trece de la ora de iarnă, care este și timpul standard al României, la cea de vară. De an bun, trecerea de la ora de iarnă la cea de vară se face în ultimul weekend al lunii martie. Duminică 27 martie va fi cea mai scurtă zi din acest an, aceasta urmând a avea doar 23 de ore. Acest lucru se datorează faptului că România va trece la ora oficială de vară. Practic, dăm ceasurile înainte ora 3, urmând a deveni ora 4. Ora de vară va fi în vigoare până în data de 31 octombrie 2022. Sistemul cu ora de vară și cea de iarnă a fost adoptat în România în anul 1932, iar după câțiva ani de funcționare a fost suspendat. În țara noastră s-a revenit la acest sistem în anul 1979. Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei pe continent, oferind statelor membre libertatea de a decide dacă doresc să aplice în mod permanent ora de vară sau de iarnă. În România nu s-a luat încă o decizie oficială în acest sens.